Alco. Deci asta e cel mai prost Audi ever. Benzina, 2000 TFSI. Da. 190. 245 de cai. O, cai mult. Wow. Ce e făcut, Mihai? Wow. E verde la semafor. Bă, nu ci. Nu merge bine. Poate să se supere pe mine absolut toți urmăritorii. Este cel mai prost Audi cu care am mers. Ever. E un fel de Durex Extra Safe chestia asta. Bun venit la Craiova. OTV-ul Lumii Auto, Popa. OTV-ul Lumii Auto. Îți place replica asta, o ții. Da. E printre cele mai bune care le-am descoperit de-a lungul celor 2000 de episoade, chiar mai mult de 2000. 3000, 4000, 10000. Da. Băi, ți-am adus o mașină rară, o configurație rară, rară, rară. Deci nu prea mai vezi așa ceva. Audi Q5. Păi ce, nu se mai fac? Nu se mai fac, da. Bine. Nu-și cumpără nimeni benzină, înțelegi? Știu. E pe benzină. Turbo. Turbo, putere, strong, 4, nu știu ce, scaune textile. Farul LED. Farul, bine, las farul LED standard, da. Însă trebuie să le mulțumim celor de la Autonom, prietenii noștri, care ne-au pus-o, da, la dispoziție. Și Popa o să vă spună poezia aici, că el o știe pe de rost. Da, rezervarea rondaautonom.ro pentru mașini, închiriat, leasing, tot ce vreți voi, au de toate. Rezervarea rondaautonom.ro. În toată țara. În toată România. Și dacă vreți, pentru Craiova, e craiovarondaautonom.ro. Da, deci ține minte, rezervarea rondaautonom.ro. Leasing, închirieri, tot ce vreți. Și mașina la schimb, dacă... Pe asigurare. Pe asigurare, la... da. Dacă vă face unul praf și n-aveți mașină, puteți să luați pe asigurarea lui. Uite, dacă serviciul care vă repară mașina, da, nu se pare, nu-ți dă mașină de schimb, pe asigurarea lui îți iei un Q7 din ăsta, un Q5 din ăsta frumos așa, să mergi cu el o perioadă. Printre facelift, pe vremea aia nu se puneau peste tot radare, știi? Și ele ar fi trebuit să fie aici, în... În locul proiectorului. Da. Și sunt curios dacă are ceață în... Trebuie să aibă. Ia, joacă-te, da, la lumini. Are și... Are, are. Să nu dai cu ea peste mine. Nu, nu. Fază scurtă. Fază scurtă. Fază scurtă, da. Da, ceață față. Ceață față. Ceață spate. Du-te fază tu. Lungă. Și cornering. Și cornering. Totul pe LED. Bă. Normal. No, Audi nu se mai joacă, îți dai seama. Ei au fost primii care au băgat farurile cu laser și au fost primii care au băgat farurile cu LED. Îți dai seama că nu se joacă la chestii din astea. Oricum, o mașină premium. Știi ce e interesant la Audi? Mm. Și Audi, care este producător premium, preia de la Volkswagen chestia asta, super mega 15.000 de feluri de a configura mașina. Poți să pui de-aia cu de-aia, de-aia fără de-aia. De-aia, exact. Uite, cromul pe exterior. Da, și cu faruri de astea, poți să pui crom fără faruri de astea, poți să pui cu negru. Oricum te pierzi în... Oh. Ce? Asta tăiem la montaj. Ce? Că nu se închise ușa. Că îmi dă doi o tare pe ea. Că se închide de închis. Și da, pilotul e standard, nu e adaptiv, deci n-are radarul, n-are. Da, să o luăm pe afară așa. Însă Q5-ul mi se pare că a venit târziu oarecum în lumea crossover-elor. 2008 a venit. Adică Nissanul care era de mult. X3. BMW-ul deja se apropia de a doua generație. Da. Uite ceața. Da, pe spate semnalizări dinamice LED tot și fii atent aici. E contactul pus, stai puțin. Păi ia-i contactul. Păi nu, că altfel mor semnalizările. Popa, ce vrei să faci? Te deschid portbagajul. Dacă ai umblat prea mult cu Toyota, vezi? Da, și acum semnalizările ar trebui să ducă jos. Păi vezi? Da, este element de siguranță. Multe element mașini de siguranță. Vezi? Germane au... Vezi, au... Bec? Au chestia acolo. Asta, da? Au făcut un fel de coscating, știi? Și au și stopuri, au totul jos, doar că sunt... Da, dar nu, nu i-a zice neapărat coscating, i-a zice un must have. Must have. Păi nu, e must have, dar au făcut bec, n-au făcut LED, știi? Da, dar uite, este premium. În portbagaj e premium. Asta are, de are 70.000 de km are mașina și îți dai seama, 70.000 munciți. Vezi, au lăsat și folia, intenționat ca să nu se zgârie metalul, care e pus ca să nu se zgârie plasticul, știi? Deci au... Protecție, e un fel de Durex Extra Safe chestia asta. Să fie... Ce e ăla? Ce e ăla? Nu știu. Am văzut și eu pe la magazine. A, apropo, codul rutier român prevede să avem două triunghiuri. Iar două mașinile triunghiuri de regulă vin cu unul de fabrică. Păi știi ce nu... Asta adică are mașina asta are trei.
E bine, mai bine tot timpul e unul în plus, nu știi niciodată când ai nevoie. Exact, adică noi putem să luăm unul că nu o să se uite. Uite. Ba, așa ceva frumos. Roată de rezervă Vredestein. Ia vezi ce e asta roșie mică de aici, de spar geamuri. E pentru cric, mi se pare. Bă, sau o fi opritor de... Nu e pentru cric. O bagi în cric și dai de manivelă. A, apropo. Ia. Audi, da? Scrie Audi pe ea. Așa. Mexico. Pentru că acolo e făcută mașina. Serios? Da, mașina e făcută în Mexic. Bă, mie astea mici, semi, jumătățile de SUV-uri, crossover-urile mie nu mi-au plăcut niciodată, de când au apărut. Deși am avut două Nissan-uri. Da. Ce? Da, nu așa, popa. Dar cum? Invers. Nici așa, cu gaura în jos. Nici așa. Cum e cu gaura în jos? Uite așa. Ține de asta, să vede că ai avut Toyota toată viața. A, zi-mă așa, cu gaura în jos. Și îmi plac anvelopele astea, deci mor după ele. Făcute în Olanda. Dar știi că se umflă mult asta una din asta. Se umflă mult, da. Dar e cam doar de asfalt. Păi e doar de asfalt, că dacă te uiți, că asta eu n-am reușit niciodată să scot una din asta afară să arăt. Uite-te și tu cum e. Deci zici că e cauciuc de Formula 1 din 2008. Așa e. Ar trebui într-un episod odată să umflăm una. Da. Apropo de Audi și de producător premium. Și marca asta, ca și cealaltă, pune componente electronice în portbagaj. Da. Aia nu-i bateria. Mă rog, ceea ce nu prea e chiar nu mega ok, pentru că poți transporta în portbagaj lichide. Lichide, da. Chiar și un banal ăsta de parbriz. Sau în cazul în care curge apă, da. E cu trapă, nu e. E bine. Domnul Robert știe, dar cu mașinile cu apă în portbagaj e nasol. Da, BMW și alte alea. Dar să știi că e aceeași calitate a lui Audi. Mă așteptam să fie un pic mai în jos așa, dar nu e. E... Asta e A4 B9. Da, adică... Dar uite, asta e tare, foarte mișto, chestia asta. Pentru că o fac să dispară, uite. Îmi place la nebunie. Ia închide portbagajul, că vreau să mă bag pe dedesubt puțin. Că știi că despre mașina asta se spune că cea în varianta 4 nu e cu torsen. Deși ea are motorul pus cum trebuie. E torsen toată ziua. Păi a spus un guru al YouTube-ului că, domne, la Q5 nu e torsen. Pentru că eu nu cred că poți pune motorul longitudinal și să nu ai torsen. La Audi... Invers e foarte greu, numai Alfa Romeo a reușit, mi se pare. Da, Dar la platformă din asta... Ia să ne uităm puțin pe dedesubt, așa. La Audi nu ar renta din punct de vedere al costului să faci o platformă întreagă, da, pe torsen și după aceea să nu faci. Adică au mai existat niște ultrauri, știi? Care aveau alt tip de diferențial și nu păi asta vreau să ne mai povestești tu în alte episoade. Asta cum este torsen cu acel diferențial sport? Care? La Audi există? E pe puntea spate, la unele păi este, dar ce e la cele S-Line? E o șmecherie și cu alea, care nu știu. Poți să-l configurezi, efect, te duci pe configurator și-l configurezi. Păi nu cred că poți să spui, de exemplu, caroserie S-Line fără diferențial sport. Sau poate poți. Fai de capul meu. Adică cu o mașină din asta trebuie să fii foarte atent. Dacă vrei neapărat, dacă ai permis financiar și vrei totul. Îți spun eu. Ia desfacea că nu pot comună. Îți spun eu cum e la... Astea, da? Majoritatea românilor le cumpără second hand. Da? Și cum vei cum o găsești? Le cumpără gata configurate din reprezentanță, da? Da. Ei, cine își configurează mașina de nou, sau când o cumpără second hand sau când o cumpără nouă din reprezentanță, nu vrea diferențial sport, sistem de frânare. Nu, el vrea piele, vrea trapă, vrea chestii care să ia ochii, farul cu LED, navigație mare. Păi doar încurpă ăștia de diferențialul sport, de sistemul de frânare mai bun, de nu știu ce, să aibă pachetul S-Line. Că n-are diferențial, doar în cur de chestia asta, e doar undeva. Înțelegi? Da. Dacă vine configurată, bine, domne, dă-o dracu, dă-mă, are pilea, dă-o, pa. Nu contează asta. Mașina germană cu piese japoneze. Cu piese japoneze și făcută mexicane. În Mexic. Da. Benzina, 2000 TFSI. Da. 100... 245 de cai. Oh, cai mult, scuză-mă, scuzați. Și mild hybrid. Adică are și sistemul mild hybrid pe 48 de volți. Și hai să spun ce e mișto. Dacă mergi cu aia pe efficiency la 60 la oră, e piciorul de pe accelerație, se oprește motorul. La 60 la oră, în mers? Da, și la 70 mi se opri motorul. Și face coasting? Face coasting cu motorul oprit. Deci nu face coasting cu aia scoasă din viteză. Face coasting cu motorul oprit scoasă din viteză. Aia, și mai urmează să facă coasting fără șofer. Și în momentul în care accelerezi, asta mi-a plăcut, pornește lean. Fără vibrații, fără nimic, mi-a plăcut. Foarte interesant față de alte modele Volkswagen din prezent, colieră de metal.
O avea legătură cu Mexicul. O avea legătură cu motorul în sine, că mai avem una cu motorul ăsta. Care nu le are de plastic. Păi vedem acum. În episodul la tine. În episodul la mine, da. O să vedem. Da, uite, scuipă un pic de ulei pe la bușon. Ha? Nu văzuși? Ups. Asta e gen 3, nu e gen 4, știi? Dar, bine, ăsta n-ar trebui să mănânce ulei, ar trebui doar să-l scuipe pe afară, știi? Depinde și de regimul de mers, cum s-a mers cu ea, fiind o mașină în regim de închiriat, a avut o viață probabil mai grea. Cu toate astea, ea merge bine. Adică eu am mers și cu una nouă, am mers și cu asta care are 70 de km, diferențe mari nu sunt. Că or fi de poziție de volan și alte chestii care, cu care oricum, îmi place că este totuși, au început și ei să monteze motoarele mai jos. Observi? Da, destul de jos. Destul de jos. Nu e la nivelul celor de la München, da. Dar este mai jos. Oricum, ce mi se pare amuzant, să ai o mașină mai alt hybrid încadată la hybrid 0-1 în talon și să-ți consume 13 în oraș. Știi, impozit mic, tati. Abia aștept să apară Mazda aia CX-60 3.3 diesel mai alt hybrid, 3.3 diesel, cu impozit atâta, știi, mai mic decât la un 2.0 benzin. Da. Hai să închidem capota, că, apropo, să le spunem urmăritorilor noștri, frumos. De ce nu filmăm în parc? Pentru că se taie vegetația în parc și sunt niște, stai, mă, se mai audem, niște domni drujbiști pe acolo. Merge la episodul cu a ta. Drujbiști nu înseamnă că au motoare de 1.0 de Dacia. Nu, drujbe de adevărate. Drujbe de adevărate, da. Bun. O culoare metalizată și uite o chestie rară la Audi Q5. Da. Pragurile astea și plasticul negru lucios pe aripi. L-am văzut, am mai văzut la modelele negre, dar una gri cu plastic lucios foarte rar am văzut. Chiar că e o configurație foarte ciudată asta, știi? Da. Cu, mă rog. Fără S-Line, fără nimic, știi? Ba, S-Line. Uite, anvelope Nexen de iarnă, frumos. Știi ce vreau să probăm la spațiu interior? Hai, probează-l. Îți spun eu, este. Scaunele normale. Da, textil. Astea sunt scaunele. Ia ține un pic. Astea sunt scaunele care vin pe Audiurile A4 alea de poliție. Mergi, fă ce vrei. Unde știi tu că mergi? Pentru că am mers cu Audi A4 de poliție. Astea sunt fix scaunele. Deci bă, asta e mizeria aia. Ce e mizeria aia? Da, l-am găsit. Bă, mizeria aia care îmi poartă noroc, adică mereu când îl pierd îl găsesc. Întâi îmi schimb actele, după aia îl găsesc. Știi unde era? Nu. Sub preșul de la șinele, de la scaun, de la Toyota Supra. Deci scaunul ăsta l-ai dat în spate de tot, bănuiesc. Da, e dat în spate de tot. Ia, filmează picioarele mele și mâinile mele. Da, bon. Mai loc. Da, da, după aia pune-te în spatele tău. Păi asta vreau să probăm. Da, deci, materiale e cel mai solid dintre Volkswagen-uri făcut, dar parcă trebuia un capitolaj în buzunare. Are aici jos, doar. Știi? Are unde aici. Nu trebuie. Uite aici. La Skoda pui mochetă? Ce? La Skoda pui mochetă și l-au pasat? Dacă vezi o dată cheile astea, să știți că sunt ale mele. Om bogat, bă, ce să mai... Ce-ai, bă? Dacă vedeți o dată acest tricou, este al meu. Și dacă îl vedeți pe o femeie, clar e a lui. Eu te voi să deschid să port bagajul. Nu știai chestia asta? Ba da, știam, dar credeam că e invers. Bă! Credeam că... Se și închide, dar nu știi se închide, ce vorbești, mă. Cum dracu nu se închide? Doar se deschide electric. Doar se deschide electric. Nu cred așa ceva, că altele se închide, țipe el. Da, țipe el, păi eu du-te asta credeam. Du-te și închide și hai urcă-te în dreapta. Hai. Eu credeam că butonul ăla de deschis e ăla de închis. Și de asta trăsăi de el. Deci, la șofer povestim pe drum, scaunul a rămas reglat pentru mine. Pentru tine. Interesant că deși e o mașină cu o configurație din asta mai slabă, are climă și în spate, are clima pe trei zone, știi? Și a mea are climă pe trei zone și are tot scaune textil. Păi da, dar asta e mașină închiriată. A ta a fost închiriată? A mea a fost a unei firme de vinuri. Păi vezi? E mai mult loc în Tiguan. Mai mult loc în Tiguan? Și în Seatul tău. Motorul pus invers. Clar, da, motorul da. Pus așa vei avea mai mult spațiu în față, vei avea mai mult spațiu și în spate. Ok, lasă partea asta de spațiu, că se poate înțelege. Și la BMW-uri e aceeași problemă. Dar... Uite-te la dita mai tunelul median, că la toate Audi-urile trebuie să fie așa. Știu. E imens. 4. N-ai unde să le bagi în altă parte. N-ai unde. Aia e chestia. Sunt curios dacă la electrice. Bă, fii atent, o să-ți aduc Q8 electric. Și încă o chestie. Ăsta la Volkswagen e mai moale. Da, dar ăsta e mai gros. Nu știu cum să spun. La e mai moale, dar e mai subțire. Ăsta e mai dur un pic tot, moale, că tu poți să bagi unghia în el. Dar e mai rezistent, pare un pic mai premium ăsta. Ăsta în timp s-ar putea să știi, să țină mai mult. Unghia se bagă în gât atunci când îți cumperi mașina nepotrivită. Când îți cumperi Volkswagen. Am spus mașina nepotrivită, nu Volkswagen.
Băi, având în vedere... Treci în dreapta și lasă vrăjeală. Te gândești că Volkswagen face Audi, Seat, Skoda și Cupra, la ce dracu ți-ai mai lua? Lasă Bugatti, Lamborghini, mai fel ăștia normale. Păi să nu Bugatti sau Lamborghini. Păi că dai bani, dar zic așa, îți iei, dacă vrei ceva scump, îți iei Audi, dacă vrei ceva spațios, să-ți iei Skoda. Dacă vrei să mergi ceva... cu mine, urcă-te în dreapta. Rezervor frumos, benzină clar, mild hybrid. Da. Apropo, un pic, mă enervează clanțele astea de la Audi așa, deci mă enervează la culme cu clanțele care deschidă în sus. Și vei observa o chestie, în momentul în care ai închis ușa. Vezi, se aude un zgomot ambiental, da? S-a făcut liniște. Asta înseamnă Audi. Este un pic. Bă, da, motorul funcționează. Celălalt telefon al tău, al treilea telefon, este în ușa de la Seat. Sigur? Ți l-am pus eu acolo. Bine, mus. Asta e un telefon, asta e al doilea. Păi, vezi unde le pui să nu le uiți acolo. Nu, ăsta e fix, deci fix cu un iPhone 14 Pro. Un cap aici frumos. Avem AC Eco. Dacă ai Pro Max, nu intră. Bun. Modul de condus, climă pe 3 zone. Fii atent. Dar tu văzuși că astea sunt cu touch? Da. Aha, ca la BMW. Mă rog, era ok și vechiul panou, ăsta e panoul mai nou. Nu mă încântă atât de mult, nu mă dau în vânt după ele. Ce este ăsta? Buton de închis ecranul. Știi cum era la A7 să intre și la A6? Da, mă, e micuț pentru că e ecranul de bază, da. Sincer, dar are Apple CarPlay, Android Auto. Poate să aibă orice, mai bine nu-l pui. Sincer, mai bine îl faci aici un de la așa, decât să pui un de atât de mic. Tu știi cât de mult îmi place? Ia vagon marșadier. Cred că porni ștergătorul din spate, că zic că e... stai că la asta e de... Oprește-te, bă. Așa. Atenție, motorul funcționează. La toate Volkswagen-urile scrie așa, să știi că merge. Să știi că merge, da. Bun. Ce ziceai să facem? Vagon marșadier. Să vedem camerele. Camera. Camera. Auto. Ba. O cameră mai mică, de atâta. Cran mai mic de atâta. Eu am mâna de liliputan. Da, mă, da, mie îmi place cranul, te spun de ce. Pentru că pare mult mai de calitate, mult mai solid decât ceea ce se pune pe anumite mașini non-premium, știi? Și rezoluția e bună și aia și Apple CarPlay e subtil, e drăguț. Mie mi-a plăcut la nebunie tipul ăsta de ecran. Poți să-ți iei și ecranul un pic mai mare și acum pe facelift și la A4 și la A5 și la Q5 și așa mai departe. Ai un ecran mult mai mare. Bă, dar mie îmi place ăsta, așa, nu știu. Dă impresia de calitate. E sincer. Hai că i-am rezetat toate ăștia pe aici. Ăla pe termen scurt, că voiam să arăt consumul pe termen lung, nu? Nu are din ăla. Are, mă. Unde l-are ea? Deci tu i-ai resetat, ce naiba ai resetat acolo? Deci, memoria pe termen lung, 9,8, da? 9,8 și ăsta e resetat. Ăsta l-ai resetat, îl resetasem și eu când am luat mașina. Mai de gata, data și ora. Ia, stai un pic să arătăm ceva. Deci, poți să-ți conectezi telefonul la mașină și de acolo, și de acolo, da? Și ai tăvița asta glisantă care îți strică doza, că nu poți să o scoți. Centura. O pun, ho. Că ești vedetă. O pun. Bă, știi ce nu-mi place? Ei. E loc în ea și este o mașină foarte ok pentru zona de picioare. Consola asta coborâtă nu arată atât de wow, dar este mult mai utilă pentru că nu ai nimic în genunchi. La piciorul stâng cineva a știut cum să amplaseze în air ușii, dar scaunul e un pic cam tare. Nu ți se pare? E tare, da. E ce tare, e grav. Tare, e tare. Pentru, adică la kilometri ăștia și la o mașină care a mers, sau mers la mulți oameni cu de diferite staturi, ar trebui să fie un, te aștepta să ai un scaun ceva mai moale, nu-l ai. Da, scaunul chiar e tare, e tăricel așa, e tăricianul. Când apare episodul cu el? Azi încă suntem. 23, apare trei. Prima săptămână din aprilie. 23 martie este mai zis. Primul weekend din aprilie. Uite, navigație, frumos, navigația mică. E folosit Google Maps pentru navigație, știi? Bă, să știi că dintre toate navigațiile astea basic și la îndemână, foarte mulți oameni vor zice, domne, Waze e net superior. Atenție cu gros superior. Atenție cu Waze. Și brut superior. Atenție cu Waze, pentru că în primul rând depinzi de conexiunea de date. Și Waze are un algoritm oarecum civilizat. Adică? Adică, în țări cum este România, de multe ori te va băga pe rute ne-ok. Mie mi s-a întâmplat de curând, undeva în județul Caraș-Severin, într-o noapte, cred că la Nina eram, m-a băgat printr-o zonă rezidențială. Ce face mai E39 ăsta?
Moare. Vorbește la telefon. Vorbește la telefon. Treabă. Uite, cu unghia așa pe afară, deci vorbea cu 3 degete, hai că vă arăt. Așa vorbea la telefon, cu unghia afară. Așa, cu unghia afară, știi? Deci Waze-ul m-a băgat, m-a deviat de pe strada pe care eu o știam și care era liberă la 11 noaptea, pentru o zonă rezidențială, o stradă recent reparată, asfaltată, dar îngustă. Uh-huh. Undeva în față era o ambulanță oprită, care încărca un pacient. Ii ce s-a întâmplat? Păi nu era ambulanța pe Waze. Păi, nu puteam să dau nici cu spatele, de fapt trebuia să dau cu spatele mult, de întors nu puteam, că era o stradă cu sens unic. Adică... Da, da, Waze nu te obligă să te duci pe acolo. Da, da, pe acolo mi-a sugerat ASEU. De ce nu era tot drept înainte? Păi, am zis să țin după Waze. Eu de cele mai multe ori folosesc Maps, pentru că mi se Waze-ul într-adevăr e util, cu e acolo o poliție, e acolo nu știu ce, dar Waze-ul este, Maps-ul este real, știi? Hai să spun eu ceva. Eu am învățat Bucureștiul cu ajutorul Waze, pentru că eu sunt praf la capitolul orientare. Orientare, da. Și l-am învățat ușor, ușor, am început să învăț Bucureștiul. Știu să ajung din nord, în sud, din stânga, în dreapta, știu să ajung. Dar asta face coasting acum. Observi. Da, acum face coasting fără să oprească motorul. Însă, de când folosesc Waze în Craiova, am descoperit noi rute. Bă, Craiova care e mică și o știu pe din afară. Și eu am învățat acum rute noi în Craiova. Eu vin acum la filmare mult mai repede pentru că am învățat alt drum. Da. Noroc Waze că ai învățat și tu Craiova. Da, exact. Orașul pe care îl știu pe din afară. Toate străzile și nume și prenume și... Însă, dacă ne întoarcem la audio nostru, toate prietenii de la Autonom, bă, asamblare e tank. Asamblare e tank, dar materialele nu sunt ca la BMW, observi? Da, nu sunt ca la BMW. Deci poate să se supere fanii grupului pe mine, cât sunt eu de fan al acestui grup. Audi are unele modele cu adevărat premium. Unele, puține dintre ele. Restul sunt niște Volkswagen-uri șlefuite frumos. Dar am testat eu RS3-ul care a fost 100.000 de euro. Nu poți, cât costă mașina asta nouă? Asta undeva 60 ceva, 70 de. Nu poți să iei cu bordul ăsta. Nu poți. Nu, eu nu aș lua-o. Nu-mi spune nimic. Da. A, de mers, e sigură. Motorul pus cum trebuie, Audi Presense. Audi Presense. Revin un toareg din față. Văzut toaregul și zic, gata, ia uite-mi căzut telefon. Adică este sigură, dă-mă pe... Pe ce vrei, pe sport? Da. Țineți-vă telefoanele, e pe autobus. N-am mai apucat să apăs încă o dată. Apasă tu pe dinamic. Adică este sigură. Are, ai o siguranță din asta confortabilă, nu știu cum să o numesc. De aici se lărgește strada, știu că o să vii tu. Se lărgește strada, ești de mult. Ce ai făcut, bă, Mihai? E verde, la semafor. Nu mi-a plăcut aici. Deci aici nu mi-a plăcut. Păi da, aveai și viteză. Dar nu mi-a plăcut. N-are voie să fac așa. Aveam viteza care o avem cu toate mașinile. Ori are roțile prea umflate, și cred că le are umflate grav, ca și pocănit pe pod. Eu taie copacii, nu e bine. A pocănit puțin pe pod. Dar uite să o iei tu, zbuși ca la întoarcere să vezi. Da, o iau. Să ții minte că e drumul. Lucru acolo. Intru, iau, e verde. Dar cum, văzuși cum se sincronizează în același timp amândoi? Mi-au stație sau pe telefon, uite, te vorbesc la telefon, vezi? Da. Bă, nu-mi place, să știi. Nu-ți place? Nu-mi place. Nu e... Ori mașina asta are roțile prea umflate... Nu, mă, nu are treabă. Bă, Luci, nu merge bine. Cred că așa e ea făcută, nu cred că... Nu e rigidă, e făcută tare. Dar așa e ea, că am mai mers cu Q5-uri. Tot eu am așa mers era cu modelul precedent. Modelul precedent destul de sigur, știi? Dar parcă... Asta a câștigat la poziția de condus. Dar la balansul ăla, deși l-a făcut pe acolo... Aveai și viteză. Am avut și cu alte mașini, aceeași viteză. Eu știu, eu cred că nu simți viteza, pentru că acum, uite-te în Borg ce viteză ai. Da, deci e mega silențioasă, e mega... Dar dacă o dai unui începător, unei femei, unei doamne, domnițe, aha, care poate se grăbește să ajungă la serviciu ei de aici, de la spital. La spitalul de nemuncit. Și o forțează într-un viraj și nu știe, nu se pricepe la mașină. Cum va reacționa? Mașina asta m-a uimit și pe mine ce reacție a avut. Ce să venim cu Seat-ul? Da. Să ținem minte că e drumul, nu? Să mă lași tot pe mine la volan pe bucata asta. M-am săturat de drumuri în lucru. Ascultă ce-ți spun. Pentru că... Toată România e lucru de 34 de ani. Și am venit... Voi muri eu și vei muri și tu și nu se va termina. Nu se va termina. Veni de la București și stătui jumătate de oră blocat. Păi la dracu, am mai făcut pe drumul expres dacă pierzi jumătate de oră la Albota. Popa. Adică am câștigat cu drumul expres timpul pe care îl pierdui... În altă parte. Da, în altă parte. Și intrarea în Craiova? Cu liber. Bun.
E bine, vezi, deci pe dealul s-a construit în Dolj. Păi da, din drumul expres în Dolj, să-l întrebi pe Tăricianu. Adică trebuia să-l întrebi pe Tăricianu. Bă, de ce n-ați construit, domnule, drumul ăsta când erați dumneavoastră? Da, da, a fost ministru al infrastructurii. Păi a fost primul ministru. A fost primul ministru, da. N-a fost ministru infrastructurii, a fost mai tare ca ministru infrastructurii. Ia-te seatul Ibița. Ia uite-și pe ea. Ce faci, oare? GLC 200 benzină formatic, frumos. O fi domn doctor? Hai că-mi tragem în parcarea cealaltă. Uite, are camera aprinsă. Deci, ăsta e al doilea produs al mărcii. Care nu-ți place. Care nu-mi place, adică are... Și care e primul? Tiroc ăla. Acela a fost o... Da, că zic Audi. Da, Tiroc, care a fost acolo, să știi. Și să știi că Seat-ul ăsta pe care îl testăm noi astăzi e făcut pe platforma aceeași de Tiroc. Deci tirocurile alea două care am mers eu cu ele mi s-au părut niște Daci. Bă, Tiroc, deci mi s-au părut niște Daci. Cel mai vândut Volkswagen din Europa. Și Daci e cea mai vândută mașină din Europa, mă rog. Uite, Sandero Stepă, cea mai vândută mașină din Europa. Știi că te-ai aștepta, bă, fiecare generație de mașină a fiecărui producător să fie mai bună decât, nu numai mai inovativă decât cea veche, măcar la nivelul ăla, dacă nu mai bună tehnic. Păi da. Ele nu sunt așa, ele sunt împopoțonate, colorate, da, multe lucruri utile, multe lucruri wow, dar basic-ul la ele nu l-au păstrat, la foarte multe dintre ele. Păi de asta zic, când testați o mașină, testați-o pe aia cheală. Bineînțeles, da. Că nu te interesează. Nu te interesează, da. Să vezi acolo, te concentrezi pe motor, pe suspensie, pe direcție. Și bine, și poți să ai tu toate sistemele de siguranță inventate până azi. Dacă ea mecanic nu e reglată cum trebuie, degeaba le ai. Degeaba le ai. Așa e, degeaba ai toate sistemele dacă testul ăla nu se răstoarnă, dacă la testul ăla se răstoarnă, știi? Ia uite, furia roșie, nu te ții după ea. Nu te ții după ea, cel mai tare se mai ai. Cum dracu să nu mai am? Mai merge. Mai merge. Și unde e parcat acum? La reprezentanță, la Seat, unde au luat antica. Acolo. Cine a spus? V-am adus cea mai veche mașină din parcare. Îți spun eu că are mai puțin kilometri decât multe mașini de acolo. Da, mă. Cu... Probabil se întreabă ăștia, bă, de ce stă Seat-ul ăsta o săptămână la noi aici? Nu mai repară nimeni, nu mai... Știi? Mi-au furat două capace pe spate. Uite, deci ți-am așa aminte că nu am mers cu mai multe Ford-uri Puma. Tare pe drum. Da. Mai, e și mai mic decât Q5, nu e în aceeași... Dar Ford-ul ăla Puma, mie când l-am luat, mi-a fost frică, m-am gândit, băi, o mașină mică, înălțată, făcută da, pe aceea. E ușoară. Făcută pe aceea, efectiv mă gândeam, băsesc că nu e ok. Și mașina aia m-a uimit cât de ok se merge, într-adevăr, restul aia era Ford. Ford știe să facă șasiu. Dar la ăștia te-ai aștepta exact invers să fie, știi? Bă, eu de la Audi n-am niciodată pretenții în ceea ce privește dinamica. Pentru că mereu sunt surprins plăcut sau neplăcut. Deci asta a fost un Audi nu care a subvirat, care a început să balanceze și care nu se oprea din balansat. A sărit cu puntea spate de pe șosea. Și cu cea din față după cea din spate. Dar, te repet, aveai și viteză. Bine. Acum la mers încet, mașina merge foarte ok. Da, ok. Suspensia o simți că e un pic rigidă. Scaunele, într-adevăr, le simți că sunt rigide. Adică, scaunele astea sunt ok ca pentru o mașină de rentă car. Știi? Dar dacă ți-o iei tu pentru plăcerea ta, s-ar putea să fie altă mâncare de pește. Și să-ți mai spun o chestie. La mașinile premium, cum am avut și eu BMW-ul meu seria 3, care avea scaunele alea chele, da? Interiorul frumos, nu știu ce, navigație, țaca-paca, raca-paca, nu știu ce. Bă, și aveai cotiera textilă și asta care păreau ieftinache. Măcar textilul ăsta putea să-l facă, dacă te uiți la textilul de la Seat. E la fel. E altfel. Și e Seat, nu e... Nu, deci să știi că vrem, nu vrem să le cunoaștem din grupul Volkswagen. Pentru că te obligă să le iei pe alea scumpe, pentru că astea, ieftin, astea basic arată ieftin. Da, corect, așa. Adică zici, băi, ți-ai luat Audi, ia-ți-o dotată. Da. Ei nu se mai chinuie la cotiere, textile. Vezi că aici intervine corectitudinea de la Skoda. La Skoda atâta plătești, atâta ți oferă. Și la Seat un pic. Și la Seat. Eu zic că mai bine la Seat decât la Skoda. Mă rog. Skoda vine mega dotată, mega accesorizată, știi? Adică tot ce e pe ceilalți și pus pe Skoda, vine în altă formă. Da. Nu prea îmi place că domnii ăștia taie copacii pe aici, dar probabil că lărgesc strada, vor să facă șanțuri ceva. Lărgesc strada, dar să vezi apa cum o să curgă pe aici, de acum încolo. Uite aici, copacii ăștia țin apa. De. Dar ești sigur că lărgesc strada? Ce poate să facă altceva, nu vezi? De ce să lărgească? Ca să putem intra în viraje mai tare, popa. Nu e un pe noi ne avantaj. Uite că voi aici vei putea tăia așa și vei ieși colo cu viteză mai mare. Și când vei balansa ultima dată colo în față la restaurant, poate fi ultimul balans din viața ta. Păi nu, că cred că o să repare și domnul ăsta. Păi aici ce poate să-i facă?
Păi de asfaltat vor asfaltat, dar aici ce? Că aici este punctul cel mai periculos și la urcare. Dar chiar aici, la restaurant, ce o să facă? Nu, într-un restaurant, umană, doamne ferește. Te las aceea să conduci, te uite să te la opresc lângă Toyota asta. De fapt, nu am unde să te opresc. Uite ce trage BMW-ul. O remorc. BMW-ul trage un folzoare. Uite, pe ăsta, X3 versus Q5. Nu, deci... Astea s-au vândut, o perioadă în care s-a, a fost o perioadă scurtă în care s-au vândut X3-ul vechi cu Q5-ul ăsta pre facelift, s-au vândut o scurtă perioadă, 2000. Uite, bă, mașina nemuritoare acolo. Care, Toyota Yaris-ul ăla? Nu, nu, asta de aici. Toyota, Toyota Yaris nu va fi niciodată, anii ăștia. Uite ce are la roți. Păi nu merge frâna de mână, că e opi. Să mă ia la mare. Deci dacă treci pe lângă ea, o să vezi cât e de silențioasă. Da, e. Nu, motorul ăsta a fost, este în continuare silențios. Dar mai toate benzinarele de la VAG. Fii atent. Da, capotă, uși, totul aluminiu și capota nu e încinsă. Uite seata tău. Băi, ești nebun la cap. Tu vii cu el la prezentare și când ai venit și l-au cumpărat deja. Nu e vorba de cumpărat deja. A, da, dacă spun o poveste amuzantă. Ia. Nu e vorba de ce-a cumpărat de aceeași culoare, același tot. Eu zic că-l furare naiba. Dar bine, nu era de Ilfov și roșu. Fii atent. Puneți microfonul la ochelar, la ramă. E Seata TK facelift ăsta, știi? Aha. Și m-am uitat să văd cine dracu a avut premiera națională la mașina asta. Știi? Ia. Și mare a fost surprinderea mea să aflu că premiera națională la Seata TK facelift, da? În 2021, când a apărut mașina, am avut-o eu. Bravo, mă, trebuie să te lauzi și în episodul. Și uitase. Și nu pe Auto Vantage, pe mașini cu și papa. Dar jur că am uitat complet. Apropo. Că dacă știam, nu mai fi normal. Poate ăsta de aici pentru ce crezi că poate să fie? Pentru un telefon, un pix, niște monede. Păi, popa. Bagă tu un telefon aici. Păi îl bag pe al meu. Păi, iPhone să iau. Jumate din lumea telefonelor este făcută din telefoane Samsung. Dar ce pentru pix spațiul ăsta, să știi? Pentru pixuri. Dar știi care, apropo de care au fost în 2022 cele mai vândute telefoane? Au fost, da, din top 10 cele mai vândute telefoane, punct, în 2022 pe glob, 8 așa, au fost iPhone și 2 au fost Samsung. Și ce? Bă, las-o încolo, s-au vândut de 4 ori mai multe iPhone-uri ca Samsung. Păi, mai taie din ele, că ia faci ca la vizualizări. Cele mai vândute telefoanele, punct, mă, caută statistica. Nu mă interesează, că iPhone nu o să-mi iau niciodată. Și să le spunem urmăritorilor, mi-am luat pentru 3 zile, da. Să le spunem urmăritorilor noștri ce s-a întâmplat într-un episod precedent în care tu filmai cu celebrul iPhone. Așa. iPhone. Așa. Ce s-a întâmplat? S-a blocat. Câte episoade cu Samsung-urile am filmat de-a lungul timpului? Nu știu. Mai multe. Și nu s-au blocat. Niciodată. Fapt real. Da, mă, o fi o... Atenție, asta este un fapt real pe care noi l-am... Da. Noi acum filmăm cu un S21 Ultra, de exemplu. Da, și o să filmăm Seat-ul cu un iPhone 14 Pro Max. Pro Min. Min. Da, cu Maxul Pro normal, fără Max. Ia forțează-o pe viraje, dă-o pe sport aici și calcul. Că vrei, dacă și aici face urât, mă dezamăgește complet Audi. Bă, dar trage. Păi bravo, ar fi culmea să nu trag. Calcul. Deci asta e cel mai prost Audi ever. Deci asta este cel mai prost Audi ever. Eram sigur că nu trebuia să o simțisem, dar hai mă să zic că e clipul lui Mihai și așa. La o ieșire în viraj niciodată nu calci, mai ales dacă nu e sigur. Or fi și anvelopele Nexen. Păi sunt de iarnă. Subirează cam. Nu e din anvelope. Unu, doi, trei și... Iau. Nu, subirează, adică grav. Audi, dar nu vedi. Audi, dar nu vedi. Bă, da, o fi ăștia scaune de bază, dar măcar un suport lombar puteau să pună și ei. Păi eu că stai, te țin bine, doar le simți un pic tare, așa, știi? De Yaris-ul ăsta ne mănâncă pe viraj. Da. Și Golf-ul ăsta 4. Bine, ăsta poate nu. Aia din față, nu? Dar Yaris-ul ăla, și Hyundai-ul ăsta. Trebuie să mai facem unul de alt Audi ca ăsta. Repet, e și... Odată pot fi și anvelopele. Și în al doilea rând, Nu știu. Eu am avut și eu pe BMW anvelope Nexen. Și am fost mulțumit de ele. De asta, uite, la 4000 nu știu de motorul. Deci pe partea asta, e un produs premium, cum te simți în el? Cum l-auzi? Sau cum îl percepi? Dar te aștepți de la Audi să-ți dea siguranța aia care o au la foarte multe modele. Deci, ok,
mașina transmite cuplul către spate, da? Are tendința asta, doar că având motorul mare, greu pus, mare, e greu, foarte mare. Aia, dacă era 3000 diesel, ce mai ziceam? Atunci săream în copaci. Ar fi trebuit să fie mai ok, eu știu. Uite, de tras trage. Deci, se simte și aportul electric. Deci e bizar. N-a intrat nici SP-ul. A intrat? N-a lucrat nici 4 cum trebuie. A intrat SP-ul. L-am văzut eu și l-am și simțit. Mă rog. Dar vezi, știi ceva? S-a simțit mai mult că a intrat pe spate decât pe față. Ăsta e motor de Golf GTI, deci e fix aceeași. Rupe pământul așa. Rupe pământul, da. Dar las-o mai încet totuși. De mers merge. Dar exact unde era chestia lui Audi, siguranța în viraje, acolo s-a făcut BMW. Te învață să o pilotezi. Nu s-a făcut BMW. De fapt, nu s-a făcut BMW, s-a făcut altă marcă. Eu cred, la cum o simți eu cred că aia e de anvelope. Pentru că mașina... Păi și acolo în pădure? Acolo n-am mai fost de anvelope. Acolo n-am fost eu la volan, nu știu. Dar eu cred că a fost din așa am simțit eu, pentru că mașina nu s-a înclinat. Nu a... Păi nu, a plecat de pe bandă pe alta. A plecat de pe bandă pe alta, exact. În putere, știi, practic, a fugit fața, s-a dus așa drept. Trebuie să mai facem rost de alt Audi din ăsta, neapărat. Mai facem. Dar nu mai omoră așa, la ce omoră așa în tot? E benzină, mă, e motor de Golf GTI, ăștia cu GTI-urile cum merg cu ele? S-au mai mulțit gunoaiele pe aici, apropo, de la ultimul clip. Psst, normal, o să filmăm aici, o să fie muntele, al doilea munte de gunoi. Ce sălbatici suntem! Când au venit muntele de gunoi la Mahomed. Ia vezi, întoarce aici, să-ți dau pe camera. Ce dau naiba. A, în față n-avem. Uite că e. În față n-avem camera. Doamă, mai mult ca România. Mai mult ca România, ce să... Hai că întoarce, nu? Fără discuție. Ea schimbă foarte bine. 100, nu, n-ai pe performanță, pe drept, n-ai ce să-i ceri. E rapid, dar rău. Pentru un crossover, las-o mai ce popa. Da, e bine. Nu, e bine. E bine. E bine. Și motorul are ceva valențe sportive totuși, adică da, e reglat corect, are un soft ok, știi, adică funcționează cum trebuie. Ți-a și aportul ăla electric. Da, dacă e nevoie până să-ți vină, până să se încarce turbina, știi? Uite cursa aia ce-i dă. Bă, las-o mai începe popa. Da, mă, o las. Deci deja mașina asta mă sperie mai mult decât multe alte mașini. Mai mult decât Toyota GT ălea și așa mai departe. Deci pe bun. Vrei să știi ceva? Chiar și pe Dynamic, chiar și cutia pe manual, cutia nu schimbă vum vum vum, știi? Nu e mega rapidă. E 7 sau 8? 7. E S-tronic, adică. Da, e S-tronic. E S-tronicul longitudinal. Păi da, adică dublu ambreiaj. Da. Păi da, e dublu ambreiaj. Este, mă. Vezi cu Corsa, vezi cu Corsa. Ce-ai, mă? Eu nimic, scrie Audi Presense, acolo. Da, e dublu, e șaptele, normal, cum adică. M-au făcut să am dubii pe mine, ce neamă. Da. Dar jur că schimbă foarte aproape de un convertizor. Nu are... Ce-i dă curs aici, nebun? Nu se joacă nici ăsta. Și de-al tău. Știi că Corsa înseamnă cursă. Da. În italiană. Cursă. Uii! Foarte bine. Da. Ce dracu semnalizezi curbele? Din reflex. Ăsta tipul ăla era unul cu un Golf 6 de semnalizat curbele. Pe un drum din ăsta de vreo 10 km a semnalizat toate curbele. Iar vreau să văd o chestie. Deci dacă fac un rev matching la dublu ambreiaj, da, e smooth. Faci rev matching la dublu ambreiaj? Da. Ba, ai nebunit. Uite, stai să arăt. Da. Deci, ești așa și schimbi și încă o dată, da? Nu prea are rost să-i faci pentru că cutia schimbă destul de lin, dar sunt unele dublu ambreiaje care schimbă un pic de gâtuială. Da. Și la, dacă îi faci rev match, uite, dacă schimbi, dai, stai, le dăm a treia. Dacă vrei să-i dai a doua,
iei piciorul de pe accelerație, de fapt, și când schimbi, apeși pe tata, faci cu accelerație așa. Și nu te mai zbuduie, știi? Dar asta oricum nu te zbuduie. Se simte inerția. Are o inerție destul de măricică. Bă, totuși pe benzină și cu colatul, adică ar trebui să fie esența. Da. Bine, și volanul ăsta gros, nici asta se ține bine în mână. N-are decupaj aici. Deci crede-mă, crede-mă și o să trebuie să întorc camera. Poate să se supere pe mine absolut toți urmăritorii. Este cel mai prost Audi cu care am mers. Ever. Eu nu cred că e cel mai prost cu care am mers eu. Mă rog, da, mai pot fi mai multe. Dar pentru o mașină din anii ăștia să aibă o dinamică atât de bizară și de... Nu știu, de nereac, nu, că ne, nu știu care ar fi cum... O dinamică periculoasă. Deci o dinamică periculoasă. Aia periculoasă, că și noi le forțăm, știi? Bă, am forțat, dracu, niște coși. Ce vorbești, adică... Niște coși! Uite, asta zic, nu are voie la anul ăsta, la kilometri ăștia, la producătorul ăsta, nu are voie să facă așa ceva. Nu poate să mă joc cu padelele alea. Da. Nu e deloc distractivă, deci nu că m-a speriat, m-a consumat. Vrei să știi care e chestia? Și eu ți-am ascultat acolo sfatul și am călcat-o la... Cu toate mașinile am făcut așa, că la toate ți-am dat sfatul ăla, calcul. Pentru că acolo testezi reacția mașinii cumva. Și ca să fii atent la trafic, trebuie să te uiți un pic înainte pe viraj, că tu de jos vezi dacă îți vine mașina, știi? Păi da, eram așa. Te uiți înainte de cu mult de viraj te uiți odată. Da, 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 să vezi dacă îți vine mașina. De exemplu, noaptea, când mergi, da, vezi farurile, tare, da. Te uiți după faruri. Sau ziua, ții linia copacilor, ca să știi virajele. De asta piloții au copilot, că copilotul le spune: "Viraj de la, viraj de la", în limbaj major. Tu când mergi pe un drum pe care nu știi, te uiți la linia copacilor și știi, bă, să strâmbă copacii, vine un viraj strâns. Da. Audi, Audi. Audi, dar nu vede. Audi, dar nu vede. Ton metru. Păi, îi ai, îi are. Și are și putere, are de toate, știi? Ia, hai un pic să mai schimbăm, că ținem pe Dynamic toată ziua. Doi color. Asta cu Drive Select-ul la Audi aici. Ai pus să, da, mă. Pus să can. Dă-o pe confort. Da, o las-o pe efficiency. Da. Ce ți-o place pe efficiency, nu știu. Îmi place, îmi place. E așa, le testează. Pe efficiency cred că schimbă la 1500. Am 1400 acum, nici măcar 1300. Și acum zice să iau piciorul de pe accelerație sau prin motor. Ia, merge în față, merge, nu băga în parcare. Merge, las-o să meargă. Deci popa are picioarele jos, motorul e oprit. Până unde mergem așa? Dar acum pe ce merge? Pe efficiency. Păi nu, pe ce combustibil? Gata, a pornit motorul. A. Pe ce combustibil merge? Cum adică? Pe nimic nu merge. Era, a, nu merge? Era lepe lăsată pe liber. Bă, așa, dar un vecin din ăsta în curte pe aceea și întoarce. Uite, și pe pământ e silențioasă pe drum. Da. Nu, un nu are zgomot de suspensie. Un Audi ciudat grav ăsta. Grav de ciudat. Pentru că te-ai așteptat, benzina să fie mai ușoară, automat mai lipită de șosea. Că n-ai masa aia care se arunce. Da, dar diferențele nu sunt atât de mari între un motor pe diesel, motor diesel modern și un motor pe benzină modern la capitolul masă. Nu e atât de mare diferența. Da, 70-80 de kg tot sunt, chiar poate spre 100. Iau la dreapta, nu mă împarcă. Chiar și așa, suspensia aia, suspensiile noi sunt atât de eficiente încât și reglajele lor încât nu prea mai... Adică uite de cât de plăcută de mers așa, manevrabilă, plutește. Da. Și când... Și se uită altcumva lumea la tine când vii cu Q5-ul ultimul, știi? Chit că are scaune din pijamale, da, și... Dar rog, astea sunt... Nu, zic și eu așa, știi? Adu-ți aminte A4-ul ăla vechi, B8, cum l-am omorât pe aici. De te-ai speriat. Da, acum mă speria eu, cu mine la volan. Da. Știi? Ciudat, foarte ciudat, pentru că mașinile au și componente comune. Eu sunt convins că brațe pe la roți, pe la aia sunt de A4 multe dintre ele, știi? Da, e posibil dar să împartă toate, câteva. Toate chestia este între reglajul ăsta. Nu pe toate, dar e posibil să împartă câteva. Duritatea amortizoarelor și cursa arcurilor. Acolo e defazajul, nereglajul și, nu știu, poate bărbile stabilizatoare mai moi, pentru că... Pentru că e un Audi dezamăgitor. Da, asta este. Nu le poți avea pe toate. E cu dus și e cu întors, domnule, nu știu ce să zic. Ne-am luat o dușbă de la oamenii, ne plimbăm cu atunci. Nu știu. Uite, pe efficiency merge foarte frumos motorul. Da, văzut, merge singur, sunt curios de consum, că zici 10 o să scoate. 10, eu ceea zic... ce la omorul ăsta iar e ok. Eu zic 12.
Eu zic 10, maxim 11. La omorul ăsta e ok un consum din asta, știi? Hai bă, că ai loc pe aici. Știu, odată și ce o să fac? O să vin să-ți închid poarta, trag de ea așa, știi? Da. Te văd atunci cum faci. N-a venit încă primăvara la noi aici. Cred că n-a venit. Uite floricelele, cum adică n-a venit? O înverzit copaci, uite. Păi tata, am verzit iarba, de jos în sus. Ia uite bă, popa, uite ce te așteaptă în parcare, ce ți-am adus eu. Vezi? Uite, luară, munciră mult oameni, luară pauză. Lasă-i bă să ne facă frumos pe aici, hai trage aici să-i facem poză. SEO, Search Engine Optimization. Trage aici, pac-o pe prima bandă aici să-l rugăm pe băiatul ăsta să ne facă poză. Ce motori? D-ul de la ce vine? De la trac. B47. Da, e 20D. Da. Dar e frumos, e un exemplar full, luxury line. Full X. Trage aici să-i facem poză. Cum o las? Bă, o să așa că-i facem din partea aia. Bun. Încă o dată le mulțumim. Consum. Let's consume. Le mulțumim pe prietenilor. Zi tu cât. Prietenilor noștri de la Autonom. Sistemul start-stop va fi, da, rezervări arondautonom.ro, Craiova arondautonom.ro, leasing, închiriere și mașină la schimb în service dacă pe asigurarea celui care v-a lovit. Like, share, subscribe, da? Ia, popa, am vorbit acolo de consum. Zi o cifră. 10. 12. Cam e nici ca tine. Nu e mult. Nu e. La omorul de la lot, nu. 49 viteză medie. 49 viteză medie. Bun, astea fiind spuse, trebuie să vă abonați la mașini cu Mihai Popescu. Și cu Luci Popa, doamne. O să cumpăr, deci ascultă-mă, când o să iasă Mihai la pensie, îi cumpăr canalul și o să am două canale de YouTube. Bă, Popa, uite, fii atent, o să trec o clauză acolo, dacă mor să-ți rămână ție. Da? Da. Dar eu nu vreau te să mor. Te descurci cu băieții. Bă, te scurci. Să-mi par banii aici, altă, n-avem sponsor. Fii atent. Păi știu ce fac. Da? Îmi rămâne mie canalul, îi pun pe Robi și pe băieți să facă content, eu iau 10%, ei restul. Nu e rău. Bă, Popa, eu am zis de tine că ești un mic samsar, dar tu de fapt ești un mic excroc. Un mic excroc, eu mă? Hai că ne vedem în noi și noi episoade, bye bye. Papa. Audi 4, scrie Q5 4, știi? Adică sunt curios dacă la ala cu tracțiune față scrie Q5 2.